astăzi este despre copii, petreceri, aperitive, culoare, apetisant. Vă arăt o rețetă pe care am învățat-o când am învățat-o mâncând-o mai târziu să o fac, pe care făcea mama cu bunica când eram mic, și anume când aveam petreceri, vă dați seama că se întâmplau pe vremea lui Ceaușescu, când era destul de greu cu petreceri de copii, nu era ca așa cum, pâine mozaic. Chestie care se face în 10 minute, extrem de spectaculoasă, extrem de gustoasă și extrem de arătoasă. Avem nevoie de o tablă de unt, pe care eu am aici, așa frumos, zdrang cu ea. Pun peste ea un linguroi de smântână grăsuță, ca să o emulsionez. Da? Să o facem un pic mai moale, mai afânată, cum ar veni. Da, peste toată treaba asta se mai pune niște șuncuță. O tăiem cubulețe. Mai avem nevoie, în afară de unt, smântână, șuncă, musai, de niște castraveciori murați și niște gogoșari murați. Așa de bine mi s-a întipărit în cap gustul pâinii mozaic de pe vremea când eram copil și la toate petrecerile o făcea beata mama și beata bunica mea, încât și acum când o prepar îmi vine să... Adică nu îmi vine, chiar de-a dreptul înghit în sec. În ceea ce privește castraveții și gogoșarii murați, ăștia trebuie băgați în destul de mulți, adică nu trebuie să ne zgârcim la ei. De ce? Pentru că, ziți-vă, toată umplutura de fapt se bazează pe unt. Untul fiind foarte gras, trebuie cumva să neutralizăm, să nu fie pâinea mozaic grețoasă. Hai! Aici, din faza asta lucrărilor, intervine șmecheria, de fapt sunt două șmecherii când facem pâine mozaic. Avem nevoie de o franzelă baghetă, cam de grosimea asta. Vă sfătuiesc să nu luați franzelă mai groasă. Pentru că dacă luați o franzelă mai groasă, umplutura va fi foarte multă și o să fie grețoasă. Chiar se face grețoasă. Așadar, o franzelă de asta o scobim cu cuțitul, dar nu o scobim pe lângă coajă, așa, pentru că să rămână numai coaja și umplutura pe care eu o fac aici înăuntru. Pentru că, repet, este grețoasă. Lăsăm să fie și puțin miez, da? Scoatem ce se poate scoate. Venim și pe partea asta la altă. Miezul de la franzelă nu se aruncă. Îl sfărâmăm cât mai mărunt. Să pun sare și piper. În ceea ce privește piperul, atenție, mai ales dacă facem pâinea asta mozaic pentru copii, nu pune mult. În ceea ce privește sarea, evident că trebuie pusă sare. Trebuie să umplem, da, baghetele astea cu maglavaisul ăsta. În principiu dintr-o parte în alta, da? Am băgat de aici cât am putut, acum vin de dincoace. Splendid. Ia că așa trebuie să arate. Da? Le luăm, le punem într-o pungă. Nu se pun în frigider așa, pur și simplu, pentru că dacă le punem așa, pâinea se va usca și nu dorim acest lucru. Uite așa frumos, pac, pac. Închidem punga să fie cât mai puțin aer, da? Fără mari fasoane. O luăm și o punem în frigider să stea, să zic, un 40-50 de minute, în așa fel încât untul și cu ingredientele să se solidifice din nou, da? Pac! Trecem cu aceea. O vedeți? Cât e de drăguță, de șoricoasă, de apetisantă,
de gustoasă, de ademenitoare și numai bună pentru niște copii pretențioși și care comentează tot timpul că mănâncă aceleași lucruri. Nu vă fie teamă să gătiți, credeți-mă, cu efort minim, cu un minim de inspirație, ies niște chestii absolut fenomenale.